aici la noi. Ai fost, ți s-a pus vreodată viața în primejdie? Mă, din câte mi-aduc eu aminte, așa, lucruri pe care le-am simțit ca fiind, mă rog, ieșite din normalitate, da. Eram la Peleș, eu acolo am copilărit. Adică era un fel de centru de cultură dedicat oamenilor de artă, de cultură, unde în vacanțe mergeam la Peleș, Pelișor și Foișor. Și știi că se făceau vizite la Peleș și înainte să intri la Peleș, da, la una din vile erau niște tunuri din primul război mondial, care nu știu dacă mai sunt acum, care erau chiar lângă strada care, sau mă rog, cărarea care ducea la Peleș, da, cu vizitatori. Da. Și erau grupe. Intrau 30, plecau la Peleș, intrau 30, plecau, după aia veneau pe partea alaltă. Da. Și eu eram la tun, un tun de ăla, mă uitam cum trece lumea. Și un dobitoc m-a întrebat, bă, ai curaj să sări de acolo? Cred că aveam 6 ani, 5-6 ani, am de vârsta lui Ion. Da. Și eu zic, cum să n-am curaj? Și am sărit. Că am sărit, hai că erau 4 metri sau nu știu cât erau. Bă, dar am sărit într-o tufă de urzici. Și nu m-a durut atât căzătura, cât umflăturile care le-am primit de la, da, urzicile respective. Ăla a fost un moment când mi-am dat seama că nu trebuie să fac totdeauna ce-mi trece pe-n cap sau ce-mi spune altul. Da. După aceea am avut vecină cu mine acasă, era o fată, o prietenă de-a noastră, Mona, și gardul meu de la casă dădea în balconul fetei respective. Și? Și m-am urcat pe gard să mă uit la ea. Tu deja la balconul Julietei acolo la Mona, cum nu? Cum ar veni, dar n-aveam chitară la mine sau mandolină. Am sau înțeles. Aveai tu ceva, dar nu mandolină. Și m-am urcat pe gard să mă uit la ea. Și nu știu cum s-a întâmplat că a ieșit bunica sa pe balcon. Da. Și eu de frică am vrut să sar de pe gard și nu mi-am dat seama că era un fel de sârmă care ținea trandafirii, știi? Da. Și am călcat în săritură pe sârma aia și m-am dus cu capul direct în garaj, tot așa, vreo 5 metri, să zic. Da. Că mi-a spart capul, n-ar fi fost nimic, dar n-am știut, că nu m-a durut nimic foarte tare, așa, pus eu, da, mâna, dar nu era. Însă începuse să-mi curgă sângele așa pe gât, știi, și atunci m-am speriat. M-am dus, mi-a pus copci, mă rog. Te-a căutat dacă ești bine la... Nu eram bine, foarte bine nu eram, adică, dar nu cred că de la aia mi se trage. Da. Și ultima pe care mi-o aduc aminte a fost cu Serghei. Aș. El avea un Citroen Mehari, o mașină decapotabilă, din plastic. Și... Adică cum din plastic? Da, bă, era o mașină din material de ăsta, cum era trabantul, carton presat, mă rețin, nu știu ce era. Dar era mașină care se conducea, ca să zic. Se conducea, păi sigur, el conducea. Da. Și plecăm noi de acasă și tata zice, era vară, zice, bă, dar de ce stați cu mașina capotată? Că asta e decapotabilă, plus că e cald afară, e frumos, da, dă jos capota. Și Serghei a zis, bine, hai, dăm jos capota, să mergem așa, decapotați. Și bineînțeles că ieșind în București, el a zis, auzi, dar nu ne oprim și noi pe la Znagov să bem o bere, la el o bere, na, o ladă sau o cutie. Na, da. Bine, mă, hai, mergem noi, servește el mai mult, eu mai puțin, că mie nu-mi place berea. Și plecăm spre Ploiești, încolo. Da. La un moment dat, în fața noastră, era o mașină, ceva, un fel de dubiță, căreia i-a căzut capacul de la baia de ulei. Bă, i-a căzut pe josea, noi mergând în spatele ei, da? Da. Urmând să o depășim. Când a căzut capacul, țigarul n-a mai avut timp să dea stânga sau dreapta și a luat capacul în plin. Ceea ce s-a întâmplat în momentul următor este accidentul despre care vă spun eu acum. S-a întors mașina cu fața, noi mergeam spre Ploiești. Da. S-a întors mașina pe șosea, noroc că nu venea nimic din față, că ne făcea praf. Da. S-a răsturnat într-un șanț, pățigan l-a aruncat în curte la un țăran care a ieșit să-l bată, că pe unde a intrat... Înțeleg, dar el a căzut și în cap. Mai și de râs, știi, da, atunci. Și peste mine, în șanț căzând, mașina s-a răsturnat peste mine, noroc că era șanț, că altfel mă tăia. Mamă. Înțelegi? Mamă. Da. Deci ăla a fost accident de filmat, cum să zic eu, de dat la televizor. Ce, de, și, de era atunci, și de două mormântări, nu numai de filmat. Ce vorbești, mă?
Duse-mă la zburat de pe scaunul șoferului în curtea țăranului, care îl era pe prispă, dar era poarta închisă. Deci n-avea cum să-i... De unde ai intrat, mă? Unde ai venit, mă? A zburat peste gata. A zburat, da, a zburat, da. Dar noroc că... Deci a aterizat, nu i s-a întâmplat nimic, n-a leșinat, nu nimic. A căzut pe umăr și în cap, cred că de acolo îi se trage. Adică a avut așa un șoc. Iar eu cu mașina pot peste mine. Și? Păi a venit poliția, au văzut cine suntem. Și m-a scos de acolo și v-a trebuit să acasă. Și ne-a dus la Ploiești. Nu, ne-a dus la Ploiești. Noi mergeam la Predeal, mă. Aha. Și ne-a dus o mașină la Ploiești. Între timp... El servise și la dat de bere. Asta era o problemă. Da, bă, da. Pe vremea aia nu se punea. Aha. Ăia de la, poliție au anunțat că... Serghei le-a zis, bă, anunțați-l pe tata să vină să ne ia de la Ploiești în fața Casei Albe, Comitetul Central, da, cum era la județean. Și ăla s-a speriat, dar ce s-a întâmplat? E, nimic, au avut o problemă la mașină și noi îi ducem până acolo și dumneavoastră să veniți să-i preluați. Și ajungem noi în față la Consiliul Județean, la, cum îi zicea, Consiliul ăla de partid. Da. Și apare Tasu cu mașina. Paul Niculescu Mizir. Paul Niculescu Mizir. Mercedes negru, B113. Ăla nu era din carton. Nu, nu, nu era adevărat. Nu prea le este, le și noi care eram îmbrăcați, vai de mama noastră, după accident, cu părul lung, eu aveam o vestă de mătase pe mine, eram hippie. Da. Și ăsta când ne-a văzut în fața Consiliului Județean acolo, n-a îndrăznit să oprească, că era frică că se uită lumea cine se uită. Departe. Și făcea așa. Adică să mergem după colț. După colț. Tare. Mă rog, ne-a luat, ne-a dus, ne-a certat puțin și gata. Zic, dar ăsta a fost ca eveniment ultimul dintre cele pe care mi le aduc aminte. Ăla cu baia de ulei nu mai poate fi prins, că ăla de fapt a fost făptaș. Da, bine, ăla cred că n-avea o manetă să dea drumul la baie. I-a căzut în... Asta.